Ne-a dat greu un cățeș. Domnul Bani trebuie răpit. Deci trebuie să pară totul că voi sunteți niște jefuitori care nu aveți nicio treabă cu mine și trebuie să veniți să ne luați pe sus, inclusiv pe mine. Facem un popas aici, băieți, bem și noi o bere fără alcool. Nu vă mișcați. Bă, ce-i un... N-am vrut să se ajungă aici, domnul Bani, îmi păreați o persoană foarte de treabă. Ați văzut videoclipul Bahoi sare de pe pod? Bani, ultimele cuvinte. Iubiți-vă familia. Salutare, boys! Salutare tuturor! Hello! Avem live cu Giovanni Podcovaru. Vreți, mă, să-l invit aici pe Giovanni? Ha? Ia uite Giovanni Podcovaru la mine în studio. Doriți să discutăm în această seară la masă? Ia zi, Donald! Probleme, lucruri pe care n-am... Te grăbești? Cum ar veni? Nu știu, perioada, nu... Domnilor, vă salut! Să trăiți mai bine, Donatello! Ce faceți? Vă salut, cu respect! O să plec! Presupun că știți și dumneavoastră, păi... pentru ce... Nu, chiar nu știu, ce s-a întâmplat? Aș putea să fac o schemă să fug, la care să nu te aștept, dar trebuie să fiu foarte iute! Da, deci, domnule... Da, când sunteți gata, vă puteți da jos din mașină, ca să nu mai stăm să... Opa! E bine! Domne, la asta chiar m-am așteptat, ați avut dreptate. Din păcate, domne, aveți un mandat activ pentru evadare din custodie. Presupun că ați evadat de la penitenciar, corect? Nu. Probabil este o eroare în sistem. Am făcut muncă în folosul comunității, am dat cu mopul. Eram și eu aici liniștit. Bă, dar de ce veniți, mă, frate, pe neașteptate așa? Nu puteți, mă, să mi dați un apel înainte să mă pregătesc și eu? Asta este, băieți. Un match mai bad timing. Cât e sentința, domnul meu? 120 de luni. Doamne, atât de mult? Da, dar o să primiți mai puțin pentru că ați cooperat. Să aveți o sentință de 25 de luni. Mulțumesc frumos, domnilor. Niște cadeți parfumați. O seară parfumată, domnilor. La fel. Deci dacă ar fi toți așa, boys... Ia, fiți atenți. Dă-te jos, șefule. Ce f***a mea, mă? Cum adică să mă dau jos? Păi dă-te jos, că n-ai voie pe scări. Păi cine ești tu, mă, să-mi spui mie ce să fac? Păi nu vezi tu că portă uniformă, cum adică nu? Pe mine doar Dumnezeu, only God judges me. A? Păi ce te-a judecat, mă, de a intrat aici, că nu înțeleg. Păi eram o mașină, băi, că am evadat, că sunt zmardoi. Păi dă-te, șefule, și evadează în continuare, cine spui mie? Măi, la mișto, mă, că mi-ești că nici bacul nu l-ai luat, băi. Ai venit aici, ultima variantă. Pura nu știe carte. Cum te cheamă pe tine? Ane, pe tine cum te cheamă? Donatello Sensei. Ce ești, mă, inginer de karate? Ce ești? Mă, sunt japonez, dar am învățat limba. Se face și revoluția, dar un roleplay de asemenea anvergură nu poți să-l faci de pe o zi pe alta. Bă, haide, bă, să mergem pe insulă. Trebuie să luăm niște chestii, niște informații, niște pregătiri, nu-i chiar așa. E nuntă mare, e nuntă împărătească acolo. Mă, vere. Ia uite-l pe Mariano. Dă-te, băi, mai încolo, băi, ăsta cu bandană. N-ai loc, mă? Nu am loc, în p***a mea, pleacă cu târșul tău de aici. Băi, pleacă, mă, cu mașina ta de aici. Te doare capul, ești bandajat la cap și vorbești cu mine, băi, cârnatule. Băi, băiatule, îți dau fum cu spatele. Ia, haide, mă, să facem o liniuță. Da, mă, hai, dacă ești pula. Haide, mă, dă-te, mă, în p***a mea, haide, ieși afară. Hai, dă-te, în p***a mea. Da, mă, hai, șmecher. Haide, mă. Cum vrei tu. 3, 2, 1. Bravo, mă, pârnatule. 1, 2, 3 și... Dă-te, băi, mai încol. N-a la p***a de, băi! N-a la p***a de țigan! Cum mă faci, mă? N-a la p***a de țigan! Ha? N-a la p***a de țigan! N-a la muie! Cere scuze, cere scuze! Ia, mă, hai să vedem. Sala pentru avion.
Achișe, pentru a putea finaliza testul, multă baftă. Ia. Cum bă să pic, bă? Nu-s morții mătii de cerculeți. Am picat, nu, sau mai am șanse? 992, încă 8 like-uri, boys. 1006! Bine, sunt foarte fericit! Uite, mami, ce fericit sunt! Mamă, mă mănâncă cuiu. Îmi dă greu aici, fii atent. Bă, și-am, băi, cu am trecut prin el, cu ce-i asta? Pute-i pula! Ai picat testul deoarece ai ieșit din mașină. 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 A câștigat vocile. Ai picat testul deoarece ai ieșit din mașină. Ai picat testul deoarece ai ieșit din mașină. Ai picat testul deoarece ai ieșit din mașină. Cum am rămas aici? Am înduit cheia în ușă. Coaie, ce am făcut? Coaie, ce am făcut? Coaie, nu iese, ești nebun? Cum scot eu asta de aici, mâncați-aș? Bă, ajutor! Ce mă fac, ajutor, boys? Slipstream? Tichet? Am rămas încuiați în studio, ladies and gentlemen, pentru 24 de ore. Doamne, ce o să ne facem acum? Este ireal ce se întâmplă, mor de frică. Oh my god, ce se... Hai să vă arăt studio până una alta. Adio. Ah, ce prost sunt, mâncați-aș, pula ta, era invers. Eu trăgeam ca prostul și era invers, mâncați-aș. Era invers, cheia, boys. Legit, zici că ai scăpat de la spitalul de nebuni? Cu aici are cămașa mea, este din... Nu știu, da, din ce e, dar e șmecheră rău. Uite, vreți să vedeți ce se află în ea? Bă, stați cu tricou rupt aici, băi, bagabonților, băi, borfașilor. Îmi spuneți mie cum să mă îmbrac și voi aveți gaură la sub braț în p***a mea. Ia mă, bă, ia arătați-mi cu aia voi un outfit check. Hai să facem aici pe Don Mims outfit check. Ce p***a mea, mă, mă luați pe mine, ia uite. Deci avem așa, la outfit check. O cămașă Burberry. Niște pantaloni scurți Adidas. Da, Adidas. Bineînțeles, sandalele mele grecești. Frumos, de vară, fresh, elegant, parfumat. Hai să vedem în ce sunt îmbrăcați nuntașii. Mamă, ce cauți, mă, cu astea în picioare? Ești nebun la cap? Vrei să ții zborul pe apă? Ce vrei să faci? Și tu vorbești de sandalele mele grecești, bă, și ai... Bă, ai tricou cu Volkswagen și tu vorbești de sandalele mele grecești, coaie. Ai tricou cu Volkswagen de mecanic. Tu vezi că ai 1,40 m. Sunt mai înalt ca tine, băi, babaule. Ia, vedeți, mă, s-a pus taz realul, coaie. Să mă bată, mamă, zici că ești parlamentar direct, mă jur. Impecabil, coaie. Băi, fiți atenți, fiți atenți. Facem un mic concurs. Vă dau poza asta și vreau să văd cea mai bună ipostază a lui Taz. Au apărut mimurile cu Taz? PSD. Taz în prima zi de colegi. Outfit semi-intergalactic, sigur nu e un taș? Uitați-vă brațe să mă ferească Dumnezeu de așa ceva, coaie. Uitați-vă brațe astea, direct ciocane. Zici că e Giant după Clash Royale? Ia uite, mă, mâncați-aș, f***a. El e, mă, regele. Mamă, ce-ai pățit, bro? Ai, ai, ai. Sărat. Îmi pare foarte rău, frate, da. Sunt, bă, pula, eu tot așa și eu. N-am cu ei eu așa. Poate e umflat de la operație? Păi nu mai are degi! Nu mai are degi, săracu' om! Are degetul umflat de la operație! S-a rezemat puțin pe celelalte să se odihnească. E puțin obosit. Nice, îmi place asta.
Ce melodie asta când plăcea? Pas cu 3 euro, un salut cu respect, ești lui Claudiu. Îți trebuie burghiu? Ce se poate întâmpla? Credeți că se aprinde ăsta, mă? Are presiune multă? Bubuie? Ce iese din el dacă apăs? Mi-e frică să moară mama, mi-e frică. Mamă! Ce e asta cu ei? Cu ei nu-i nimic. Ce p***a mea asta e? Mamă, cum miroase! Mamă, cum miroase cu aia e! Mamă, ce ură miroase! Fuh! Avem o problemă gravă cu aia. Ne-a dat greu în cațe și p***a. Domnul Bani trebuie răpit. Eu cu el și cu Zahar o să trebuie să plecăm la un off-road. Deci trebuie să pară totul că voi sunteți niște jefuitori care nu aveți nicio treabă cu mine, nu ne cunoaștem și trebuie să veniți să ne luați pe sus, inclusiv pe mine. Singurul lucru pe care trebuie să-l facem noi, să facem un popas sau să facem un accident undeva, să ne răsturnăm cu mașina într-o pădure, ceva. Uite că vine acolo. Mamă, dar ăștia vin mulți mâncați, aș p***a tau de cât îți... Ai leu! Oi, bă, nea Dorine, bă, ce te grăbești așa ca la mine să la pat? Konnichiwa! Konnichiwa, Dorine, ce faci? Vine japoneze, care-i treaba? Ce zici, domnul Bani, ești pregătit? Hai, o luăm direct pe aici, în față. Mai... Facem stânga aici. Mai bine-i dat pe aici. Dați-și acolo, pot să urmă. Bă! Bine, trebuie drept. Vai, nu, te rog! Cine vă, Zahăr? Da, a căzut! Facem un popas aici, băieți, bem și noi o bere fără alcool. Ia vezi, Zahăr, mai pornește? Mamă, nu mai pornește, nu pot să cred. Ia încearcă să-i dai cheie, băi, ăsta, Zahăr, încearcă să-i dai o cheie acum. Merge? Merge, mă? What the fuck? Nu vă mișcați. Bă, ce-i un... Ce cu voi aici? Mâine sus. Sus, mâine sus. Bă. Nu vă mișcați. Toți cu avinul cu aia! Urcați aici! Urcă repede, hai! Coaie, mai repede! Coaie, mai repede! Că vine din cotul! Mai repede! E, vine poliția! Mai repede! Ia uite, se întorc! Coaie, mâncați aici, p***a ta! Ce acțiune e mafiotăia asta? Uite, pe drum public! Mascați pe drum public, coaie! Uitați-vă și voi la ce mă uit! N-ai ce să le faci! La pește! La pește! Peștișorul auriu s-a zbătut până a scăpat. Se pare că ai prins o creangă. Bă, zbor pe ei. Repede, mișcă. Ține-te arma îndreptată. Ne vedem la casa de tortură. Bună seara, domnul Bani. Bună seara. Salut, domnul Bani. N-am vrut să se ajungă aici, domnul Bani. Îmi păreați o persoană foarte de treabă. Când te-ai alăturat poliției, chiar mi-ai lăsat un gol așa în suflet, sincer. M-ai dezamăgit. Mă place așa mult să fiți polițist. Ați schimbat ceva dacă... Da. Am niște posturi vacante, ca și negustor. Cumva aș vrea să o iau pe drumurile astea. Am putea să facem o excepție. Dar înainte de toate trebuie să-ți prezint un loc foarte frumos. Hai să pregătim niște mașini pentru domnul Bani. Asta e mașina mea? Da. Veniți după mine, băieți. Haideți, domnul Bani. Uite, pe aici, domnule Bani.
Ați văzut videoclipul Bahoi sare de pe pod? Ia să vedem. Al pui să sară ca Bahoi de pe pod, bă, Donatello, să mă rău familia mea. Bă, ce-i, ah. Auzi? Vezi că sunt motoare, deja au venit motoare, deja sunt pe aici, trei motoare, sunt motoare pe aici. Să vină. Se trage. Se trage. Hai grijă ce faci cu se... Bani, ultimele cuvinte. Iubiți-vă familia. Exact. Vrei basket, trage-mă de pod. Bahoi sare de pe pod. Coi, a sărit singur? Bă, coi, de ce a sărit singur? Coi, e nebun? Iată-mă, hai la culcare. Am plecat, boys. Mă duc la mine în galaxia Andromeda. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru vizionare. Noapte bună, aveți grijă de voi, iubiți-vă familia, este foarte importantă. Ne vedem data viitoare. Sunt Don Stefanos, dintr-o altă galaxie numită Andromeda. Noapte bună tuturor, somnic pufos, ceau, ne vedem mâine.